Consumerismul reprezintă mai mult decât simplul consum de bunuri peste necesitățile reale ale unei persoane. Mai pe scurt, atunci când cumperi un produs care nu îți este de trebuință în mod real, ci trebuința ți-a fost inoculată psihologic. Pentru a ajunge la o astfel de formă de manifestare, a fost nevoie ca o întreagă serie de perspective să fie schimbate. Începând cu modul în care oamenii privesc viața și așteptările pe care le au în această privință și interferând cu aspectele sociale și culturale ale vieții acestora. Atât de bine rădăcinat a ajuns consumerismul în lumea occidentală, încât forme ce țin de el sunt întâlnite la fiecare pas din viața de zi cu zi, ocupând un rol central în viețile multora dintre noi. Acesta a reușit să introducă în cotidian realități și concepte ce erau în trecut întâlnite cel mult izolat la un grup restrâns de oameni. Astfel, în prezent, economia unei țări și puterea de cumpărare pe care o au cetățenii țării respective reprezintă criteriul principal prin care se caracterizează succesul sau eșecul unui stat. Progresul este determinat de creșterea produsului intern brut, iar bunăstarea este dată de numărul de produse deținute și accesul la acestea. Lăsând pe plan secund aspecte culturale sau științifice, chiar și cele ce țin de educație și sănătate. Într-o astfel de societate în care deținerea cât mai multor și mai scumpe bunuri este etalonul succesului, individualismul este, bineînțeles, încurajat. Oamenii fiind într-o competiție continuă cu apropiații lor, iar scopul final este de a te remarca și de a-ți etala realizările prin lucrurile inaccesibile celorlalți. Iar dacă acest lucru nu este posibil, și anume ca eșecul să nu fie total, este necesară cel puțin menținerea la un nivel similar cu al apropiaților în ceea ce privește achizițiile. Inabilitatea de a realiza acest lucru putând duce chiar la excluziune socială. Metoda prin care se promovează un anumit produs au devenit mult mai rafinate decât era odinioară, odată ce s-a apelat la specialiști în psihologie pentru a crește vânzările. Publicitatea a profitat de emoțiile și slăbiciunile umane pentru a crea piețe de desfacere. Unul dintre inițiatorii acestei noi direcții, Edward Bernays, va folosi teoriile freudiene despre psihanaliză și companiile publicitare. Ideea era de a exploata instinctele primitive, precum sexualitatea, dar și urmărirea obținerii unui anumit statut social pe care le asocia unui anumit bun de consum, manipulând în felul acesta cumpărătorii să achiziționeze acel produs. Edward Bernays acționează în această direcție la îndemnul și cererea industriașilor americani interbelici. Astfel, după cum afirmă directorul de la General Motors în anul 1929, și citez: este necesar să se fie menținut un nivel de insatisfacție a cumpărătorului. Am încheiat citatul. Iar bancherul Paul Mazer considera următoarele ca fiind necesare. Citez: trebuie să schimbăm America de la o cultură bazată pe nevoi către una bazată pe dorință. Oamenii trebuie învățați să dorească, să vrea lucruri noi chiar înainte ca cele vechi să se fie uzat. Trebuie să conturăm o nouă mentalitate în America. Am încheiat citatul. Cu ajutorul noilor canale media, precum radioul și apoi televiziunea, se va reuși în scurt timp acest lucru, iar prin manipularea socială reușește să inducă oamenilor sentimente de inferioritate, de rușine, vină și alte probleme false ce puteau fi rezolvate doar prin cumpărarea produsului căruia îi se făcea reclamă. Odată cu răspândirea modelului capitalist și cu generalizarea consumerismului, a urmat și modificarea relațiilor sociale și ruperea de valorile tradiționale în care majoritatea populației trăise mii de ani. Producția tot mai mare a bunurilor de consum datorată noilor invenții tehnologice, cât și înălțarea bogaților pe cea mai înaltă treaptă posibilă a recunoașterii sociale, acestea au făcut să se urmărească prin orice mijloace vânzarea de cât mai multe produse și servicii în vederea acumulării de avere. Chiar și produsele de bază necesare supraviețuirii, precum mâncarea sau băutura, nu mai sunt promovate pe baza utilităților evidente, ci în competiție cu alte produse similare, trebuie să se remarce prin aspecte începând de la cele mai apropiate de natura lor în care se evidențiază efectul benefic asupra sănătății, până la aspecte ce țin de apartenență socială și integrare în diferite grupuri. O banală sticlă de apă sau de băutură carbogazoasă este promovată ca aducătoare de energie pozitivă fără limite, care îți poate conferi iubire și, desigur, acceptare socială. Imaginea de prezentare este și ea foarte importantă, deoarece ea are rolul de a-l transporta pe cel ce recepționează mesajul publicitar într-un tărâm al imaginației, în care nevoile și năzuințele acestuia îi sunt împlinite. Totul, desigur, prin achiziționarea produsului căruia îi se face reclamă. Această imagine proiectată este cea mai importantă, căci odată prins în capcana emoțiilor, cumpărătorul va ceda impulsurilor subconștiente și va achiziționa produsul, fie el și vizibil diferit față de imaginea de prezentare. Odată deținut, acel bun poate produce o plăcere temporară a cărei intensitate va scădea cu timpul, uneori chiar în câteva minute. Iar pe măsură ce cumpărătorul va realiza că bunul achiziționat nu îi va conferi aproape nimic din ceea ce îi promisese, nesatisfacția, bineînțeles, crește, iar acesta este un efect pozitiv pe piața de desfacere. Astfel că va rămâne cu un produs a cărui utilitate este limitată și care îi satisface fie o simplă nevoie, ori
nici măcar nu este necesar. Rămas dezamăgit după experiență, cumpărătorul va trebui convins că achiziționarea repetată a bunului, cumpărarea unor produse auxiliare ori a unui alt bun, îi va conferi ceea ce produsul în cauză a eșuat să realizeze. Achiziționarea mai multor produse decât ne sunt necesare și la prețul mult mai mare decât ar fi dispus să dăm în mod normal, poate fi determinată de reclama făcută și mai puțin de o analiză rațională. Atunci când decidem dacă să achiziționăm un produs sau nu, valoarea emoțională propusă sau imaginea unei vedete asociată respectivului bun, acestea contează mult mai mult decât aspectele practice precum prețul sau necesitatea reală de a avea acel produs. Două dintre cele mai mari influențe asupra noastră și a modului în care ne cheltuim banii le exercită marketingul și oamenii din jurul nostru. Emoțiile noastre sunt atât de subtil manipulate de reclame și atât de profund influențate de ceea ce cumpără sau poartă persoanele pe care le admirăm, încât începem să credem că chiar avem nevoie de acele produse, de altfel neincluse până atunci în lista nevoilor noastre concrete. Omul are desigur nevoi fundamentale, dar acestea pot fi satisfăcute simplu. Însă datorită complexității umane, acestea se întrepătrund și rezultă necesități de asemenea complexe. Nevoile noastre de bază, în ordinea lor, sunt nevoi fiziologice, precum alimentarea și adăpostul, nevoia de protecție și de siguranță, iar mai apoi nevoia de apartenență la grup, iar pe ultimele locuri nevoia de recunoaștere socială și nevoia de autoactualizare. Printre tehnicile folosite de comercianți se numără și prețurile psihologice ce se termină cu punct 9 sau punct 99, ce induc ideea că, vezi, doamne, 2.99 lei este un preț mai accesibil decât 3 lei. Același lucru întâmplându-se și cu împărțirea unei rate sau facturi în unități de timp mai mici. Astfel, un cost de abonament de 5 lei pe zi pare mult mai acceptabil decât unul de 150 de lei pe lună. Printre aceste tehnici se găsesc și ofertele în care achiziționarea mai multor produse de același tip oferă unul gratuit sau asigură o reducere, determinând cumpărătorii să achiziționeze mai multe bunuri decât aveau de gând sau decât este necesar. Cupoanele de reduceri sau transportul gratuit sunt și ele metode prin care psihicul uman este influențat să creadă că îi se propune o afacere foarte bună și că trebuie să acționeze imediat. Cromatica este și ea, bineînțeles, arhi folosită. Etichetele de reduceri fiind de culoarea roșie sau portocalie pentru a induce o stare de bine sau pentru a-ți atrage atenția. Poziționarea produselor la nivelul vederii ori amplasarea alimentelor de bază așa fel încât să fie necesară parcurgerea întregului magazin și implicit expunerea către celelalte categorii de produse fac de asemenea parte din tehnicile de stimulare a vânzării. Deși de cele mai multe ori producătorii și comercianții susțin că se străduiesc să ofere cele mai bune prețuri posibile pentru produsele lor, câteodată chiar creșterea artificială a acestor prețuri poate face ca produsele vândute să fie mai căutate și apreciate de cumpărători, fiind considerate mai calitative și mai bune. Acest lucru este foarte vizibil în cazul vinurilor, unde prețul schimbă percepția consumatorilor asupra calității acestuia. Așa cum au dovedit studiile în care sticlelor de vin le era atribuit un preț diferit față de cel de bază, determinând pe cei care gustau să prefere vinurile cu prețul afișat cel mai mare, chiar dacă acesta fusese inversat. Chiar și același vin, dar în sticle cu prețuri diferite, a determinat degustătorii să-l claseze diferit, găsindu-i calități superioare celui etichetat ca fiind mai scump. Același lucru este valabil și în cazul brandurilor ce profită de statutul de care se bucură pentru a putea vinde la prețuri mult mai ridicate produse cu calități și performanțe similare cu cele provenite de la alți producători ce nu dispun de aceeași reprezentativitate. Într-o lume depersonalizată, obiectele capătă din ce în ce mai mult semnificație culturală. Aceștia ajung să definească umanitatea și să definească individul, produsele fiind apreciate mai mult pentru o valoare superficială decât cea intrinsecă. Promovarea unui produs bazat pe designul acestuia și mai puțin pe utilitatea lui practică este posibilă într-o lume în care oamenii tind să se identifice tot mai mult cu produsele și serviciile pe care le consumă, în încercarea de a-și găsi o identitate personală și de a se defini pentru ceilalți. Ei ajung să susțină activ un anumit brand, cumpărând produse numai de la acea companie și afișând în mod vizibil sigla acestora pentru ca ceilalți oameni să-i cunoască preferințele și standardele ce sunt asociate cu acea companie și politica ei. Astfel, chiar produse foarte similare, precum Coca-Cola sau Pepsi, ajung să aibă susținători fervenți. O competiție mai recentă este cea de pe piața telefoanelor, care se împarte între dispozitivele Android și Apple, în care cei mai mulți cumpărători nici măcar nu mai analizează avantajele sau dezavantajele cumpărării unui produs sau al altuia, ci pornesc cu păreri predefinite, convinși că fac alegerea cea mai bună și care îi reprezintă cel mai mult. În consecință, companiile aleg să concureze de multe ori direct prin brandul pe care îl dețin, chiar fără a menționa vreo altă calitate mai deosebită a produsului vândut decât aceea că provine de la firma respectivă. Prin acest fapt, corporațiile au ajuns la cel mai înalt nivel de manipulare al consumatorului, în care acesta de bună voie alege să facă publicitate și să promoveze interesele acelora cărora le cumpără produsele. Printre alte metode de a stimula vânzările se găsește și încurajarea colecționerilor
partenerii de diferite obiecte ca o activitate recreativă sau drept pasiune. Suvenirurile pot fi și ele incluse în această categorie, ele având rolul de a legitima faptul vizitării unui anumit loc, asociind amintirile cu un obiect material. Piesele astfel colecționate nu presupun vreun mare efort în vederea găsirii și achiziționării lor, fiind produse în masă și fără să dețină vreo calitate culturală sau artistică deosebită, valoarea lor de colecție fiind și ea mică sau chiar inexistentă. La polul opus se află obiectele cărora li se adaugă funcții prea avansate pentru a putea fi folosite vreodată, dar care impresionează, cum este cazul mașinilor sport ce pot atinge viteze de până la 300 de km pe oră. Ambalajele voluminoase și complexe sunt și ele utilizate pentru a impresiona și determina cumpărătorul să achiziționeze acel produs. Ambalaje care de altfel sunt fără vreo utilitate practică, fiind aruncate imediat după deschiderea și obținerea produsului, ducând la o risipă de material și probleme cu gestionarea deșeurilor. Însuși visul american sau ideea omului de succes au devenit idei exclusiv consumeriste, succesul concretizându-se în final prin ceea ce deții. Politicul joacă, desigur, și el un rol important, fiind conștient că menținerea sa la putere este determinată de bunăstarea națiunii, înțeleasă în mod special prin perspectiva economică. Iar pentru a putea menține actuala stare a lucrurilor este nevoie de un consum stabil de bunuri, chiar în creștere, indiferent de nevoile reale ale populației pentru bunurile respective. Cu toate acestea au fost și păreri provenite de la cel mai înalt nivel care au realizat și partea mai puțin fastă a consumerismului. Unul dintre aceștia fiind președintele american Jimmy Carter, care în 1979, în cadrul unui discurs televizat, spunea următoarele, și citez: "Într-o națiune care se mândrea cu faptul că muncea din greu, cu familiile puternice, cu comunitățile unite și cu credința noastră în Dumnezeu, prea mulți dintre noi tind acum să venereze autoindulgența și consumul. Identitatea umană nu mai este definită de ceea ce face omul, ci de ceea ce deține. Dar am descoperit că deținerea de lucruri și consumarea lucrurilor nu satisfac dorința noastră de a găsi un sens. Am învățat că stivuirea de bunuri materiale nu poate umple golul din viețile cărora lipsește încrederea sau scopul." Am încheiat citatul. La polul opus, un alt președinte american, de data aceasta George Bush, afirma prin 2006 următoarele, și citez: "De asemenea, trebuie să lucrăm împreună pentru a atinge țeluri importante pentru poporul american. Această muncă începe prin menținerea creșterii economice. Recentul raport dintre vânzări arată un început puternic al sezonului de cumpărături în întreaga țară și vă încurajez pe toți să vă duceți mai mult la cumpărături." Am încheiat citatul. Consumul de bunuri, indiferent de nevoi, este prezentat ca soluția cea mai propice pentru redresarea economiei. Cetățeanul ajunge astfel să aibă o datorie în calitate de consumator față de țara sa și de stabilitatea acesteia. Mersul la cumpărături poate fi perceput și drept o răsplată sau o compensație pentru munca grea depusă. Cu toate că această idee în sine este o contradicție, căci dacă nu s-ar mai cumpăra bunuri care oricum nu aduc decât o satisfacție cel mult temporară și care nu îmbunătățesc în vreun fel nivelul de trai, atunci ar fi nevoie să se depună mai puțină muncă pentru producerea bunurilor și pentru a obține salarii mai mari în vederea achiziționării acestora. Problema intervine în felul în care este structurată economia actuală, căci atunci când reducerea necesarului de muncă nu se transformă și în mai puține ore muncite, ci în șomaj mai ridicat. O schimbare semnificativă a modelului consumerist actual este necesară pentru sustenabilitate și pentru creșterea nivelului de satisfacție a vieții. Pentru aceasta însă este nevoie de o conștientizare a felului în care întreg lanțul de vânzare manipulează cumpărătorii, profitând de fricile și insatisfacțiile acestora induse artificial de către corporații pentru a-i determina să le achiziționeze produsele. Schimbarea poate și ar trebui să pornească de la ultima verigă din lanțul consumerist, dar care este cea mai importantă și care în fapt ține în picioare tot sistemul, și anume consumatorul, adică tu, adică eu. Odată ce consumatorul va înțelege care sunt adevăratele interese și nevoi și se va lăsa cât mai puțin influențat emoțional, atunci va putea aduce o schimbare prin ceea ce și mai ales cât cumpără. Acum că am făcut această introducere, un pic mai lungă într-adevăr, dar absolut necesară în vederea înțelegerii acestui fenomen, vom continua cu istoria, apariția și dezvoltarea consumerismului de la începuturi și până în prezent. Capitolul 1. Ideile premergătoare consumerismului, perioada feudală, perioada iluministă. Așa cum am menționat și la începutul clipului și ceea ce este important de reținut este că atunci când ne referim la consumerism, ne referim în fapt la consumul de bunuri în exces și nu la consumarea bunurilor propriu-zise. Așadar, fenomenul consumerismului și ideologia de consum au început și s-au dezvoltat în lumea occidentală, mai precis în comunitățile anglosaxone. În perioada de după căderea Imperiului Roman, economia vest-europeană suferise un regres semnificativ și până și cei mai
stăriți oameni duceau un stil de viață auster. Acest lucru se datorează atât comerțului la distanță foarte redus, cât și culturii războinice. Desigur că oamenii prețuiau anumite obiecte, dar multe dintre acestea erau privite ca având o valoare sacră sau chiar magică, nu ca produsul unor activități economice. Cât despre restul populației, aceasta trăia la limita subzistenței, producându-și singură cele necesare și rare ori angrenându-se în vreo formă de comerț. Iar atunci când o făceau, acesta era oricum limitat la o arie restrânsă și adesea schimburile nici măcar nu implicau bani, ci mai degrabă o formă de comerț bazată pe troc. Rare ori aristocrații și-au început existența drept reprezentanți ai unei clase consumatoare de bunuri în exces. Mulți dintre ei și-au obținut rangul și funcțiile prin diferite activități de natură militară, rare ori și politică, și deși aveau un venit și un trai superior comparativ cu marea masă a populației, totuși nu puteau fi catalogați drept consumatori fervenți. În perioada feudală, cei mai mulți dintre nobili se remarcaseră ca războinici și chiar cavaleri. Se puteau mândri într-adevăr cu îmbrăcăminte extravagantă sau cu tapiserii de lux, ba chiar puteau prețui și diferite obiecte precum săbile ori bijuteriile, cărora le atribuiau puteri miraculoase. Dar erau de departe de a avea orientare consumeristă, cu toate că dețineau resurse cu mult peste norma din acele timpuri. Dar odată ce situația s-a mai stabilizat și nobilimea a devenit înrădăcinată în sistemul politic, tot mai mulți au trecut la un stil de viață mai îmbelșugat. Mulți dintre aristocrați vor începe să dezvolte un apetit pentru produsele de lux venite din Orient, dezvoltând chiar o pasiune pentru mătasea, de exemplu provenită din China, ori pentru zahărul descoperit în timpul Cruciadelor. Cam prin perioada Cruciadelor, elita europeană prinde gustul unor produse de import precum stofele, mirodeniile sau zahărul. De altfel, zahărul este cel care poate fi considerat primul bun de consum care făcea trecerea de la stadiul de produs de lux la cel în care este accesibil pentru aproape toate categoriile de oameni, deschizând astfel calea și către alte bunuri. Cu toate acestea, aristocrația reprezenta doar un mic procent din populație, populația predominantă fiind de țărani simpli, al căror simplu scop era de multe ori supraviețuirea, iar cumpărarea de produse ce nu erau de strictă necesitate fiind aproape inexistentă. Chiar și cele mai bogate și dezvoltate sate de obicei produceau doar pentru subsistență, iar dacă se implicau în comerțul cu alte sate, de cele mai multe ori schimburile se făceau prin troc, rare ori folosindu-se de bani. De asemenea, oferta de bunuri fiind și ea limitată în zonele rurale. În consecință, nici măcar cei mai înstăriți nu ar fi avut de unde să procure diferitele obiecte și bunuri de consum ce nu erau de strictă necesitate, decât cel mult în modul ocazional când un comerciant trecea prin satul acelora sau când aceștia călătoreau la oraș unde ar fi putut cumpăra diferite fleacuri, ceea ce cu greu oricum poate fi descris drept consumerism. Cel mai căutat spre achiziționare era pământul, care era prețuit drept cea mai importantă posesie de către majoritatea țărănimii. Iar când aveau un surplus de venit, țăranii și locuitorii orașelor preferau de multe ori să-l doneze pentru lucrările publice din comunitate. De exemplu, aceștia se întreceau pentru a construi biserici mai fastuoase, cu turle sau clopote mai mari decât ale locuințelor apropiate și așa mai departe. De asemenea, surplusul de resurse era folosit pentru organizarea deselor festivități și aveau loc și care aduceau comunitatea împreună, lăsând în fapt puțin spațiu pentru cheltuirea venitului în scopul achiziționării de bunuri personale și de etalare a acestora. Un alt factor ce a limitat răspândirea aspectelor consumeriste a fost sistemul de credințe și valori din acea perioadă, căci cultura războinică și traiul simplu dominau mentalul colectiv. Dar cel mai important aspect limitativ în privința materialismului era dat de credința creștină. Aceasta era cel puțin reticentă, ori se împotrivea chiar de-a dreptul oricărei atașări sau devoțiuni pentru lucrurile materiale, averea nefiind văzută cu ochi buni în cultura creștină, după cum însuși Hristos spunea că va fi mai ușor că milei să treacă prin urechile acului decât bogatului să intre în împărăția cerurilor. Lucrurile încep să se mai schimbe odată cu perioada renașterii și asta deoarece crește afluxul de bunuri. Totuși, fenomenul a evoluat diferit în diferitele părți ale Europei vestice și asta tot din cauza creștinismului. Mai exact, diferențelor de viziune economică dintre catolicism și noile religii și secte reformate. Un exemplu foarte bun vine aici din Fiorența, unde călugărul Savonarola îndreaptă populația să ardă toate posesiile inutile ce erau considerate vanități, pe când noul val de credință protestant nu vedea acumularea de avere drept ceva rău, ci mai degrabă ca un semn al favorului divin. Un pic mai târziu, apariția iluminismului și vederile sale seculare despre funcționarea lumii și laudele aduse progresului material, precum și credința că satisfacerea materială era un scop acceptabil spre a fi urmărit, toate acestea dau și ele un imbold în direcția consumeristă. Dar mai cu seamă descoperirile geografice cu noile rute de navigație și în special a Americilor. Noile descoperiri geografice și implicarea destul de activă în comerțul global vor aduce pe piața europeană începând de acum tot felul de produse exotice față de care s-a putut trăi până atunci, dar care cu timpul vor ajunge să fie privite ca necesități. Prosperitatea dată cu acest nou comerț și dezvoltarea capitalismului vor angrena întreaga economie vestică. Vânzătorii încep de acum să dezvolte tehnici pentru a atrage cumpărătorii și de a-i determina să cumpere mai mult decât le este necesar. În același timp apar și schimbări la nivel cultural, bunurile căpătând valori dincolo de utilitatea lor practică. Cu toate acestea, lucrurile nu
au evoluat radical și în niciun caz nu putem vorbi despre consumerism, căci nu existau nici posibilitățile de producție, nici distribuția necesară a veniturilor și nici interesul către astfel de activități pentru a vorbi despre un consumerism bine definit și înrădăcinat așa cum va fi el în timpurile moderne. Cei bogați, remarcându-se de obicei prin deținerea de bunuri mai calitative, precum tacâmuri din materiale prețioase sau haine din materiale mai bune și mai puțin prin căutarea de noutăți. Capitolul 2. Apariția consumerismului, secolele 18-20. Dacă până în secolul 18 bunurile de consum nu erau accesibile și pentru clasele inferioare, de acum se va face un pas important în democratizarea consumului. Revoluția industrială și faptul că oamenii vor migra masiv către orașe vor aduce la apariția consumerismului, care în timp va deveni ideologia universal valabilă. Diversitatea produselor și a serviciilor disponibile cunoaște o creștere fără precedent, în același timp dezvoltându-se și noi forme și metode de a stimula consumul. Societăți consumeriste apar așadar odată cu revoluția industrială și ca efect al secularizării tot mai mare a Occidentului, adică pe la sfârșitul secolului 18. Inițial aceste societăți apar în Imperiul Britanic, de unde a și pornit revoluția industrială de altfel, dar și din cauza întinderii teritoriale ale Imperiului, care favorizau o economie puternic bazată pe schimburi comerciale, în care accesul către produsele de import era într-o creștere rapidă. Fenomenul s-a extins repede și în Franța și Olanda, iar mai apoi și în Italia și Germania. Revoluția industrială va afecta lucrurile într-un mod radical și nemai întâlnit de-a lungul evoluției omului, ce continuă până în prezent. Astfel se poate afirma că în ultimii 200 de ani de istoria omului, acesta și-a extins influența la scară planetară, producându-se mai multe schimbări în această scurtă perioadă de timp decât în tot restul istoriei. Această nouă schimbare aduce cu ea și noi paradigme, precum apariția metodelor moderne de producere a bunurilor de consum și munca, sau mai bine zis, fabricile și liniile de producție. Acestea vor schimba din temelii societatea și felul ei de funcționare, în special în domeniul economic, care va cunoaște cea mai profundă transformare, de la un nivel de economic bazat în mare parte pe subzistență, în care marea masă a populației era angrenată în domeniul agricol, munca până atunci realizându-se de cele mai multe ori la domiciliu, oamenii folosind produse realizate de ei înșiși sau de apropiați. Acest lucru fiind valabil în special în lumea satelor, ce reprezenta peste 90% din populația totală a statelor. Odată cu schimbările produse de avansurile tehnologice, lucrătorul avea de acum un program fix de muncă și va produce numai anumite bunuri, devenind doar o piesă într-un angrenaj mult mai mare. Astfel, el va fi lipsit de libertatea de care se bucura anterior și va deveni dependent de un salariu cu care să își procure bunurile pe care înainte și le făura singur. Îmbunătățirea capacităților de producție va oferi șansă muncitorului de a avea acces la tot mai multe bunuri pe care până odinioară erau considerate obiecte de lux, prin urmare inaccesibile. Zahărul era deja din secolele trecute foarte căutat, în special de către cei bogați, dar de acum se vor înființa plantații în Americi, iar trestea de zahăr va fi crescută la nivel industrial, special pentru comerț la scară largă. Dar consumul de zahăr nu reprezintă tocmai o formă avansată de consumerism. Deși este un produs fără de care se poate trăi, acesta avea totuși o utilitate practică evidentă. Expansiunea comerțului cu coloniile a dat un impuls mai important cumpărării de bunuri mai exotice, precum cafeaua, ceaiul sau porțelanurile aduse din China, sau țezăturile din India, care erau apreciate datorită culorilor deschise în care erau vopsite. După cum remarcăm, avem deja un consumerism incipient, produsele importate nefiind dorite pentru simpla utilitate practică a acestora sau pentru că nu puteau fi produse în Europa, cum este cazul zahărului sau a cafelei, ci din considerente stilistice și de statut, cum este cazul porțelanurilor din China, de exemplu, sau a țesăturilor din India, căci produse echivalente puteau fi găsite de altfel și în Europa. Consumerismul din această perioadă se remarcă și prin dezvoltarea aparatului de vânzare, numărul magazinelor și prăvăliilor crescând foarte mult, iar în timpul locuind tot mai mult târgurile și vânzătorii ambulanți. Tot în perioada aceasta apare și primul magazin universal la Paris. Acesta era mai mult o aglomerare de buticuri de haine, ceea ce le făcea mai atractive pentru clienții care se puteau bucura de o diversitate mai mare de bunuri într-un singur loc. Totuși, treptat, magazinele universale au adăugat și alte categorii de bunuri, precum ustensile de bucătărie, mobilier sau jucării, îmbrăcămintea rămânând totuși produsul de bază. Dar schimbările cele mai interesante au avut loc în tehnicile de vânzare, comercianții realizând că nevoile și dorințele oamenilor puteau fi extinse cu mult peste ceea ce aveau ei nevoie pentru a trăi sau pentru a se conforma standardelor sociale. Astfel, vânzătorii au început să expună produsele în geam, să facă reduceri substanțiale de preț, vânzând unele produse chiar în pierdere pentru a atrage cumpărătorul în magazin unde să fie determinat să cumpere produse mai scumpe. Se ofereau și diferite daruri unor persoane mai notabile din comunitate pentru a impulsiona și pe alții să își dorească acele produse. Creditul de consum devine și el mult mai accesibil, încurajând oamenii să cumpere produse de care nu aveau în fapt nevoie.
Diferiți vânzători îmbrăcau costume extravagante pentru a atrage cumpărătorii, cum este cazul unui vânzător englez de medicamente ce își făcea reclamă în timp ce mergea pe un ponei vopsit în violet. A început să se folosească pliante, postere și, desigur, anunțuri în ziare, unde, folosindu-se de mărturii venite din partea unor oameni bogați și faimoși, își lăudau calitățile deosebite ale produsului pe care îl vindeau. Bunurile consumate în perioadele de început ale consumerismului aveau de cele mai multe ori utilități practice, chiar dacă nu erau neapărat necesare. Totuși apar și câteva salturi în încurajarea consumerismului, mai cum îl cunoaștem astăzi, căci începe să se dezvolte o nouă mentalitate la oameni și noi moduri prin care aceștia își definesc prioritățile. Achiziția de bunuri devenind parte a identității lor și în același timp un mod de a măsura satisfacția în viață. Multe dintre aceste priorități fiind create de apariția acestor produse menite să îmbunătățească viața cumpărătorilor, dar fără ca aceștia să fi resimțit vreun disconfort înainte de a afla că există aceste produse. Pentru prima dată se creează o soluție pentru o problemă care nu exista înainte de crearea soluției. Încă o chestie interesantă aici. Înainte de apariția consumerismului, în limba engleză nu exista un cuvânt propriu zis care să descrie starea de plictiseală. Plictiseala a apărut ca efect general și de disconfort odată cu apariția consumerismului. Într-o societate tot mai captivată de noutăți și de achiziția de noi lucruri, consumerismul vine ca o soluție pentru alungarea plictiselii, care de altfel până atunci nici nu era sesizată sau cel puțin nu reprezenta un factor de disconfort. Ceea ce este important de reținut la această perioadă incipientă a consumerismului este faptul că oamenii și-au redefinit valorile și aspirațiile în viață, asemenea schimbări întâmplându-se destul de rar de-a lungul istoriei. Datorită legăturilor cu Europa și în special cu Anglia, consumerismul trece și peste Atlantic, în coloniile ce aveau să devină mai târziu Statele Unite ale Americii. Iar aici, pe noul continent, consumerismul își dezvoltă adevăratul potențial și devine ulterior modelul standard în lume. Cu toate că nu dintr-o dată, ci a avut nevoie de un anumit timp, dar mai ales de anumite schimbări radicale care să îi favorizeze dezvoltarea, așa cum am să explic în cele ce urmează. În ceea ce privește coloniile și societatea americană, aici aparatul de consum inițial nu era la fel de bine dezvoltat precum cel din Europa. Printre bunurile cele mai căutate în America atunci se găseau anumite delicatese, precum ceaiul, cafeaua, dar și diferite ustensile de mobilier pentru casă, consumul având un caracter familial, concentrându-și atenția asupra produselor destinate exclusiv căminului. Stilurile vestimentare iau și ele amploare, într-adevăr, dar fără a atinge nivelurile din Europa. În general, majoritatea americanilor își produceau singur bunurile de care aveau nevoie pentru ei și familiile lor. Fermierii întrețineau o varietate de culturi agricole, făcând provizii în funcție de necesitățile familiei, iar surplusul îl vendeau în orașele apropiate. Comerțul de acest tip fiind la un nivel limitat și nu genera un venit substanțial care să le permită cumpărarea de diverse bunuri de consum, altele decât cele necesare în orice caz. La orașe, artizanii produceau de obicei obiecte durabile, precum mobilier, îmbrăcăminte, unelte sau arme de foc, acestea fiind făcute manual, una câte una, lipsind tehnicile de producție în masă, în ciuda faptului că se urmărea o uniformizare a produselor. Existau și excepții, bineînțeles, cum erau constructorii de nave din New England sau cultivatorii de tutun, zahăr sau bumbac din sud, care generau surplus și erau angrenați în sistemul economic de piață și implicit aveau acces la bunuri din consum și din import. Totodată apar și critici asupra importurilor europene, generate fiind de nemulțumirile cauzate de taxele mari impuse de britanici, ceea ce va determina ca și mai mulți americani să se bazeze pe produsele făcute în casă sau în regiunile din care locuiesc, ducând la o scădere temporară a consumului. Rolul familiei era mai important în societatea americană decât cel din Europa. La aceasta se adaugă și o religiozitate mai mare, precum și dorințele de diferențiere față de corupta Europa, care va face ca nivelul consumerismului să se mențină scăzut pentru o perioadă destul de lungă de timp. De asemenea, populația urbană a coloniilor era mai mică proporțional comparativ cu cea europeană, iar schimbările de produse nu implicau folosirea banilor în mod direct. Cu toate acestea, standardul de viață era destul de ridicat datorită bogăției resurselor și densității mici a populației. Asta nu implică, bineînțeles, un consumerism dezvoltat, nici de cum, ci doar un mai bun acces la bunuri de necesitate. Odată cu obținerea independenței și cu creșterea economică începută în secolul XIX, se trece la un model de producție mai eficient, încercând să fie folosite mașini și matrițe care să creeze piese standard mai rapid și mai ieftin, ce urmăreau să fie asamblate pentru obținerea produselor finale. Apar și diferite fabrici care încurajează populația să părăsească ținuturile rurale pentru a se muta
la orașe. Un imbol semnificativ pentru dezvoltarea consumerismului a venit și prin răspândirea căilor ferate, care a impulsionat în mod evident comerțul cu bunuri de consum. Companiile feroviare făceau mai mulți bani cu transportul de marfă decât cu cel de pasageri, iar pentru a-și crește marjele de profit, agenții feroviare au convins comunitățile să renunțe la traiul de subsistență în care își produceau singuri cele necesare. În schimb, aceste comunități se vor specializa de acum pe culturi agricole ori pe produse manufacturate, care urmau să fie transportate cu ajutorul căilor ferate spre a fi vândute în alte regiuni, iar ei urmau să cumpere cu profitul obținut bunurile necesare care erau aduse tot cu trenul. Astfel, consumerismul se dezvoltă rapid și în spațiul american și este folosit tot mai mult pentru a arăta diferențe de avere și a stabili o identitate socială. Deocamdată, principalele bunuri de consum rămân tot cele destinate pentru casă, precum scaunele decorative, lămpi, covoare orientale sau piane. Dar pe la jumătatea secolului 19, interesele se mută și în afara casei, iar în scurt timp consumerismul din state va ajunge la egalitate cu cel european. Acest fenomen a fost folosit și de orășenii care doreau să se diferențieze de țărani, dar mai cu seamă și îndeosebi a fost folosit de afroamericanii care încercau să combată prejudecățile rasiale și starea de inferioritate, dar și de emigranții care încercau să-și demonstreze că efortul lungului drum a meritat prin avansul standardului material obținut în noua lor țară. Aici în America, cu excepția diferențelor rasiale, nu exista aceeași stratificare socială ca în Europa și aceleași critici la adresa consumatorilor, cum că ar încerca prin achiziția diferitelor bunuri să pară ceea ce nu sunt. Așadar, opoziția față de consumerism fiind mai mică din această perspectivă. Dimensiunea economiei americane și rapida expansiunea mercantilismului, dar și influxul enorm de emigranți, au fost factori care au ajutat la dezvoltarea consumerismului american odată ce a luat amploare, făcând ca după 1880 să îl întreacă pe cel european. Emergența consumerismului ar putea fi dată de creșterea prosperității din acea perioadă în vestul Europei, iar mai apoi și în America, fiind de natura umană să dorească noi lucruri. Odată ce au avut un venit suplimentar peste nevoile de bază, nu a mai fost decât un pas până când oamenii să devină consumatori de bunuri în exces. Însă aceasta este doar o teorie. Și deși această teorie arată anumite particularități ce țin de natura umană, ea nu reușește totuși să explice schimbarea generală de mentalitate îndreptată către materialism ce are loc în această perioadă. După cum am evidențiat și în primul capitol, existau și înainte oameni cu putere financiară cu mult peste nivelul de subsistență. Și deși posibilitățile le permiteau, totuși aceștia nu au trecut la un stil de viață consumerist. Un alt factor ce a ajutat la dezvoltarea consumerismului reprezintă și creșterea foarte mare a populației. Spre exemplu, populația Marii Britanii sau a Prusiei se dublează în doar 50 de ani. Această creștere masivă a dus la o lipsă de pământ pentru populația majoritar rurală, ceea ce a făcut ca mulți dintre acești oameni să-și caute supraviețuirea pe piața muncii salariate, adică să migreze la orașe. O mare parte din aceștia vor munci în fabricile nou înființate, acolo unde munca era atent organizată, fiecare muncitor având o sarcină specifică, dar realizând doar o etapă a producției care îl îndepărta de o finalitate vizibilă a muncii, anume de produsul finit. Se ajunge astfel la o distanțare față de vechile tradiții, unde fiecare avea un loc bine definit în comunitate, iar viața urma o cale prestabilită. Odată dezrădăcinați, fără o identitate personală bine stabilită datorită muncii care nu le oferea un statut aparte, aceștia ajung de acum doar o rotiță într-un angrenaj mai mare. Ajuns într-o aglomerație urbană, individul bineînțeles că se pierde în mulțime, devenind anonim pentru ceilalți locuitori. Astfel, oamenii aleg să se definească prin consumul de produse, în special de haine, prin care să-și exprime personalitatea și să îi ajute la stabilirea de noi relații sociale. Această modalitate de exprimare a sinelui prin bunurile consumate și deținute va deveni o temă centrală a consumerismului și va fi cu mult mai bine exploatată în deceniile următoare. Totodată, în această perioadă apare și diferențierea consumerismului pe sexe, femeile devenind un public țintă, în special pentru bunurile cu utilități casnice și cele din domeniul vestimentar și cosmetic. Apare ideea că femeia ar trebui să aibă preocupări pentru stil și vestimentație într-o măsură mult mai mare decât a bărbatului. Religia a jucat și ea un rol important. Răspândirea protestantismului a făcut ca femeia să fie în mare parte exclusă de la activitățile exterioare, acest model răspândindu-se chiar și în țările catolice, unde anterior rolul jucat de femeie în societate era mai semnificativ. Acest fapt lasă loc consumerismului, care dă femeii posibilități de afirmare prin deținerea și etalarea de diferite bunuri, dar în același timp fiind și transformată într-un obiect frumos, dar cu haine pe măsură.
Capitolul 3. Intensificarea consumerismului după secolul 20. Expansiunea acestui fenomen începe odată cu apariția tot mai mare a magazinelor universale în vestul Europei și în Statele Unite. Pe lângă diversitatea bunurilor, aceste magazine universale se remarcau și prin cantitatea mare a produselor aflate la vânzare și prin metode de expunere, bunurile fiind aranjate cu atenție sporită astfel încât să fie cât mai tentante vizual pentru cumpărători. Spre deosebire de vechile prăvălii, personalul angajat avea instrucțiuni clare să nu socializeze cu clienții, ci doar să-i asiste, făcându-i astfel mai predispuși să cumpere produsele vândute. Se menține astfel anonimitatea în cadrul acestor magazine, scopul fiind asigurarea unui cadru profesionist în care cumpărătorul să nu se simtă judecat, iar singura lui preocupare să fie cea de a cumpăra cât mai mult. De acum încolo, mersul la cumpărături se transformă într-o metodă de a petrece timpul liber, mulți vizitând astfel magazinele fără intenția clară de a cumpăra ceva, lucru aproape exclus în vechile tipuri de magazine. Un alt aspect important este faptul că marea parte din lucrătorii magazinelor universale erau femei, fiind o formă de emancipare a acestora. Aceste spații vor reprezenta unele dintre locurile în care puteau fi afișate femeile de clasă medie, ce erau constrânse de obicei la aria propriului cămin. Mersul la cumpărături devine o nouă formă de socializare pentru femei, aici găsindu-și începuturile sfera publică feminină. Aceste magazine puneau foarte mult accentul pe noutăți, încercând să convingă oamenii să revină pentru a cumpăra un nou model al unui brand deja deținut, iar produsele din vitrine erau schimbate adesea pentru a se potrivi cu anumite sărbători. O altă inovație pe lângă magazinele universale apare tot în Statele Unite și este reprezentată de catalogele de cumpărături destinate pentru comenzile prin poștă celor din orașele mici și zonele rurale. Prin acest tip de comerț, consumerismul se extinde și într-o zonă care, deși reprezenta o mare parte a populației, fusese mai puțin implicată în acest fenomen. Centrele industriale și regiunile agricole devin interdependente, fiecare furnizând celelalte produsele necesare, făcând ca economia de subsistență să dispară întru totul. Acest fapt are și consecințe nefaste, căci agricultorii care acum se specializează pe monoculturi ajung să fie dependenți de companiile de transport pentru a-și putea vinde marfa și a procura bunuri pe care ei nu le mai produc. Companiile puteau oricând să modifice prețul arbitrar în funcție de interes, ori să modifice cursele pentru a forța fermierii să-și depoziteze recolta în silozurile deținute de aceștia. Tot acum apar și agențiile de publicitate, care vor impune un model standardizat de reclamă. De exemplu, în loc de texte cu descrierea produsului, se folosesc imagini mai atractive, de fel cu femei, iar alături de imagine un text scurt pentru a putea fi ușor de înțeles de cei care nu citeau prea bine. Companiile se vor folosi foarte mult de aceste campanii de publicitate pentru a-și face cunoscut brandul și a se putea diferenția de competitorii care oferau produse similare. Un aspect important este dat de faptul că produsul nu mai era prezentat prin calitățile lui. De exemplu, înainte de apariția acestor agenții de publicitate, produsele de mătase erau descrise ca fiind de calitate, durabile și cu un preț mic. Iar după apariția agențiilor, aceleași produse au început să fie prezentate ca ademenitoare, fascinante, ori prin fraze ca pentru a te simți tânără și fără griji, cumpără produsele noastre. Bineînțeles, produsul venea afișat alături de o imagine cu o femeie. Se intră într-o nouă eră a manipulării prin publicitate, în care produsele vor căpăta semnificații adiționale, fiind mai puțin privite din perspectiva utilității lor, ci în fapt căpătând valeități culturale și sociale. Apariția radioului devine o cale importantă de a transmite mesajele publicitare către o gamă largă de oameni, chiar și către cei analfabeți sau către copii, făcându-i pe aceștia din urmă să dorească noi produse, în general jucării, și aducându-i pe calea consumerismului încă de la cele mai mici vârste. Exemplu cam cum face de când lumea McDonald's, care oferă jucării și meniuri destinate copiilor, astfel asigurându-se că aceștia vor rămâne consumatori pe viață. Tot acum apare și ideea de a oferi ceva gratis unui potențial client, iar companiile producătoare de tutun au început să ofere țigări gratis soldaților americani care luptau în primul război mondial. Gestul se voia a fi unul patriotic, dar de fapt le-a oferit multora dintre luptători un viciu cu care vor rămâne tot restul vieții. Acest viciu fiind desigur foarte profitabil pentru companiile de tutun pe termen lung. Se inventează celofanul, plasticul, cauciucul vulcanizat, nailonul și relonul, iar aceste invenții vor facilita la maxim apariția de noi bunuri de consum prin producerea lor mai rapidă și mai ușoară. Marile corporații, dar și companiile mai mici, angajează de acum unități de cercetare menite să creeze noi produse, dar și să găsească metode de îmbunătățire a acestora, stimulând astfel progresul în diferitele domenii. Totuși, schimbările nu erau întotdeauna semnificative, unele produse fiind versiuni ușor modificate ale celor mai vechi, dar purtau totuși eticheta de nou și îmbunătățit. Această tehnică, aceea de a scoate produse puțin diferite față de cele anterioare, pentru a induce ideea că cele vechi nu mai sunt destul de bune și, bineînțeles, de a determina cumpărătorii să achiziționeze noile versiuni, poartă numele de uzură planificată. Ea nu este neapărat o metodă nouă de a stimula vânzările, fiind utilizată adesea în industria vestimentară, care este în strânsă legătură cu moda continuu schimbătoare. Dar este pentru prima dată când
când uzura planificată începe să se extindă și în alte domenii, în care supraproducția și goana după profit vor face ca tot mai multe bunuri de consum să fie schimbate cu mult înainte ca acestea să devină inutilizabile. Această nouă metodă fiind astăzi folosită într-un mod absolut exagerat de către companiile de telefoane, în mod special de către Apple. Deși revoluția industrială a permis producerea bunurilor în masă, abia cu introducerea liniei de asamblare de către Henry Ford la fabrica sa de automobile, acestea au devenit cu adevărat disponibile în cantități foarte mari și la prețuri accesibile. Această tehnică presupune ca muncitorii să realizeze sarcini simple și repetitive, ceea ce duce într-adevăr la o productivitate sporită, dar scade satisfacția muncii, procesul transformându-se rapid în rutină, adică duce la robotizarea omului. Ford va răsplăti acest fapt prin salarii mai ridicate, impulsionând în acest fel și mai mult consumerismul ca formă de compensare a muncii plictisitoare. Modelul de producție introdus la uzinele Ford va influența puternic economia și capitalismul în general, acestea fiind preluate de majoritatea întreprinzătorilor economici. Fordismul se caracterizează prin producția de masă și producerea de bunuri standardizate și unde au loc schimbări periodice, de multe ori chiar timpurii, atât în design cât și în funcțiile obiectelor, dar aceste schimbări fiind minimale sau chiar inexistente. Adică cum se întâmplă, de exemplu, la companii precum Apple sau Samsung sau cum era în trecut cu Nokia. Odată cu introducerea și popularizarea automobilului, care inițial era destinat celor bogați, fiind un simbol al statutului, consumerismul atinge o altă etapă de dezvoltare, căci automobilul creează o întreagă rețea de noi stații de alimentare, moteluri și drumuri de-a lungul cărora își vor face apariția în scurt timp și panourile publicitare. Imagini în afișe sau pe ambalaj cu femei îmbrăcate sumar, cartonașe publicitare cu imagini prezentând nuduri feminine, toate acestea se răspândesc și ele foarte rapid. Temele legate de violență și sexualitate sunt tot mai des preluate în povești menite să strânească interesul și să crească numărul de vânzări. Companiile își vor da seama că ideea asocierii produselor cu sexualitatea este una generatoare de profit și care atrage clienții, urmărind să fie tot mai des folosită de acum încolo. Tot în Statele Unite, gustările cunoscute ca snacks-uri sunt introduse în comerț sub formă de biscuiți. Inițial, acestea erau promovate ca fiind sănătoase, ușor de cărat și potrivite pentru bicicliști, turiști sau studenți care nu aveau posibilitatea de a lua masa în mod tradițional. Dar la scurt timp, utilitatea lor devine mult mai generală. Astfel de gustări devenind populare pentru toate categoriile, fiind consumate datorită gustului bun și pentru a potoli foamea imediat cum apare, nemai fiind nevoie să se aștepte ora mesei. Tot acum se promovează și guma de mestecat. Dacă până acum religia se poziționa oarecum ostil vis-a-vis de consumerism, mai bine de acum, cel puțin în Statele Unite, religiile și sectele, în special reformate, își vor schimba aproape total opinia cu privire la acest fenomen. Confesiunile protestante vor considera diferitele bunuri de consum drept daruri de la Dumnezeu, prin urmare fiind necesar să fie apreciate ca atare. Invidia nu mai este văzută neapărat ca un păcat, fiind de dorit să fii invidiat datorită produselor pe care le consumi ori le deții, iar blamarea care era specifică catolicismului și anume că anumite categorii sociale încearcă să pară ceea ce nu sunt, ei bine, de acum dispare. Consumerismul joacă un rol important și în diferitele sărbători, Crăciunul în mod predilect fiind asociat cu așa ceva. Cumpărarea de obiecte de la comercianți și dăruirea acestora devine modalitatea perfectă prin care îți poți arăta grija și sentimentele pentru cei apropiați. Întâlnirile romantice devin asociate de acum cu activitate exclusiv consumeristă, precum mersul la film ori la restaurant. Potențialul romantic al bărbatului este evaluat în funcție de câte cadouri oferă partenerei, așteptând la rândul ca femeia să-i ofere anumite favoruri în schimbul acestora. Certurile și divorțurile cresc datorită neînțelegerilor provocate de felul în care sunt văzute activitățile consumeriste. Soțiile plângându-se că bărbații nu câștigă suficient pentru a putea cumpăra diferite bunuri de consum, iar aceștia reproșându-le soțiilor cheltuirea unor sume mult prea mari. Americanii încep să acceseze tot mai des creditul și să facă împrumuturi la bănci sau cămătari. Astfel, accesibilitatea creditului devine din ce în ce mai mare, americanii în particular reducându-și rezervele de bani economisiți și acumulând în același timp tot mai multe datorii. Creditul acordat pentru consum reprezintă un important stimulent al consumerismului, încurajând cumpărarea imediată și uneori chiar obsesivă de bunuri, fără a deține mai întâi capitalul necesar în vederea achiziționării acestora. Acordarea de credit sau camăta nu a fost văzută cu ochi buni de către societatea occidentală în cea mai mare parte a evului mediu, chiar și după aceea, în special datorită moralei creștine, care nu interzicea actul în sine, ci perceperea unei dobânzi ca urmare a împrumutului și obținerea de profit din cauza aceasta. De aceea, comunitățile de evrei au fost expulzate și ostracizate peste tot pe continentul european, în perioada evului mediu și chiar și până în perioada modernă, deoarece evreii erau cei care se ocupau cu camăta și împrumutul
împrumutul cu dobândă. Am vorbit mai pe larg despre acest fenomen care a avut loc și în spațiul românesc, în materialul despre apariția mișcării legionare, las link în descriere. Apariția reformei protestante a eliberat omul vestic de angoasa provocată de succesul economic. Calvinismul și aderenții săi vor fi, pe lângă evrei, principalii susținători ai acumulării de capital, ai împrumuturilor, băncilor și afacerilor și finanțelor. De la aceștia, modelul se va răspândi la luterani, iar mai apoi către restul lumii protestante, astăzi fiind perceput ca fiind ceva absolut normal. Sistemul achiziționării de bunuri de consum în rate devine un adevărat succes. De asemenea, creditul face posibilă ștergerea diferențelor dintre clasele sociale, achiziționarea de bunuri nemai fiind corelată cu venitul disponibil în acel moment. În timpul anilor 1920, gospodăriile vor pune deoparte tot mai puțin bani, iar să ai datorii ajunge să fie chiar un semn al respectabilității, spre deosebire de perioadele trecute în care se considera că numai săracii apelează la creditele de consum. Această schimbare de percepție are loc mai cu seamă odată cu posibilitatea de cumpărare în rate a automobilelor, pe atunci un simbol al claselor avute. Creditul de consum devine un mod de a menține un anumit nivel de trai, ajungând să devină parte integrantă a sistemului economic american, iar astăzi este perceput ca fiind totalmente indispensabil, chiar și în societățile est-europene. Această nouă generație de adulți, care s-a născut în consumerism, va trăi pentru prezent și pe credit, iar de acum sistemul de credit se va diversifica încă și mai mult. Apare așadar o nouă clasă mijlocie, constituită din salariați, care o înlocuiește pe cea veche constituită în principal din antreprenori care operau cu un risc crescut de nesiguranță, contractând astfel mai rar împrumuturi, iar atunci când o făceau era ceva mai degrabă pentru chestiuni ce țineau de asigurare sau de sporirea productivității afacerii respective și mai puțin pentru consum. Spre deosebire de clasa veche mijlocie, salariații constituiau piața ideală pentru creditele de consum, dispunând de o siguranță tot mai mare a locului de muncă și neavând vreo afacere sau proprietate prin care să-și definească statutul social, apelau la bunurile de consum cumpărate pe credit pentru a face acest lucru. Această presiune socială de a te defini prin bunurile deținute era resimțită chiar și de lucrătorii cu salarii mai mici. Tinerii erau principalii contractori de credite, aceștia așteptându-se ca veniturile lor să crească pe măsură ce avansau în carieră, fiind oarecum logic să cumpere prin credit bunuri pe care le considerau necesare, urmând să plătească ratele pe o perioadă lungă de timp în care și veniturile lor ar fi fost mai mari. Dacă la început creditul de consum a fost util pentru a trece peste o perioadă dificilă sau pentru achiziționarea de bunuri care erau mai mult sau mai puțin necesare pentru îmbunătățirea traiului, cu timpul creditul ajunge să își piardă rolul inițial și asta deoarece creditul încurajează consumerismul prin cumpărarea imediată și impulsivă a unor bunuri care pot ajunge să fie considerate inutile la scurt timp după achiziționare. Cumpărătorul acționează de multe ori sub un impuls de moment atunci când cumpără un produs, fiind posibil ca în cazul în care creditele s-ar obține mai greu, de exemplu, acesta să își redefinească necesitățile privind achiziționarea bunului respectiv. De asemenea, deși ar putea părea o afacere foarte profitabilă, totuși acordarea creditelor nu creează cu adevărat plus valoare în societate, fiind doar o formă temporară de redistribuire a capitalului de la cei cu surplus către cei care au nevoie de el, ca pe urmă să se întoarcă în cantitate mult mai mare la cei care dețineau deja capital în exces, ducând la inegalități și stratificări sociale tot mai accentuate. Odată cu creșterea și accesibilitatea tot mai mare a creditului, se intensifică și efectul de uzură planificată produs de către corporații. Dacă mai țineți minte de mai sus, limitarea conștientă a duratei de utilizare a unui bun de consum pentru a crește profitul prin vânzarea repetitivă a aceluiași produs ori a unei variante ușor modificate. Această tehnică a ajuns extrem de rapid să reprezinte una dintre tehnicele principale utilizate de sistemul economic capitalist pentru a încuraja consumul și a-și menține activitatea comercială. Consecințele planificării intenționate a unei durate scurte de viață pentru un produs creează probleme variate, de la poluarea mediului și epuizarea resurselor, până la aspecte ce țin de irosirea muncii pentru a obține un obiect viciat. Producătorii de acum caută și mai mult scăderea costurilor de producție, în timp ce prețurile să se mențină cât mai ridicate posibil, iar consumul să devină repetitiv. Un exemplu de caz de uzură planificată este cel reprezentat de industria producătoare de becuri electrice. Pe 24 decembrie 1924, la Geneva se fondează Phoebus, un cartel care are drept menire controlul producției și a piețelor de desfacere pentru becuri electrice. Acest cartel reunea principalii producători din America, Europa, dar și coloniile sale. Aceștia au sesizat pericolul de a rămâne fără cumpărători pentru produsele lor dacă durata de viață a becurilor continuă să crească datorită avansurilor tehnologice. Astfel, dacă primul bec produs la scară largă de Thomas Edison în 1881 avea o durată medie de utilizare de circa 1500 de ore, ei bine, până în 1924, când se fondează cartelul, acesta ajunge la 2500 de ore. Sub presiunea Phoebus se va experimenta noi materiale pentru a face becurile mai fragile, iar prototipurile pentru becuri mai rezistente vor fi ignorate, ba chiar vor exista presiuni ca acestea să nu ajungă vreodată pe piață. Acest
moment reprezintă un punct de cotitură în industria producătoare de bunuri de consum, fiind pentru prima dată când nu se mai încearcă crearea celui mai bun produs posibil, iar cercetările tehnologice nu mai au drept scop îmbunătățirea produselor, ci menținerea acestora la un nivel care să necesite înlocuirea periodică și prin asta generarea de profit. Acesta este începutul produselor fabricate în mod intenționat spre a eșua, momentul în care obținerea profitului devine mai importantă decât progresul. De acum încolo și alte companii vor urmări fabricarea unor produse deficitare pentru a putea vinde mai mult. Astăzi, acest model de gândire este arhiprezent și aplicat în aproape orice industrie și reprezintă unii dintre pilonii fundamentale ai consumerismului. Dar pe lângă uzura planificată mai apare și uzura stilistică, un concept economic dezvoltat tot în Statele Unite, care presupune insuflarea dorinței la cumpărător de a deține ceva puțin mai nou, puțin mai bun și mai repede dacă este necesar. Uzura stilistică va deveni din această perioadă una dintre metodele preferate a producătorilor pentru a încuraja consumul. Astfel, ei nu mai pot fi acuzați că lansează produse de proastă calitate care necesită înlocuirea la scurt timp și să scadă astfel încrederea în companie și produsele lor. În schimb, vina se mută la cumpărător care dorește noi produse, iar firmele nu fac altceva decât să răspundă acestei necesități. Ne-am dat dracu. Metodele de uzură planificată sunt în general ceva specific capitalismului din țările avansate industrial și tehnologic. Într-o piață saturată cu produse, de multe ori uzura planificată reprezintă singura metodă de a obține profit, ori chiar pentru a supraviețui. Spre exemplu, pe piața frigiderelor, care este deja supra-saturată, nu este posibilă vânzarea unui nou produs decât în cazul în care cumpărătorului s-a defectat cel pe care îl deținea sau dacă poate cumpăra unul net superior. Lucru destul de puțin probabil, având în vedere că funcția unui astfel de aparat este clar stabilită, îmbunătățirile aduse neputând fi decât minore sau superficiale. Singurul aspect care ar putea determina probabil înlocuirea unui frigider încă funcțional ar fi consumul de energie mult mai redus. În acest caz putem diferenția clar între sistemul capitalist din țările bogate, unde există o abundență de bunuri de consum, și cel din țările mai puțin dezvoltate, acolo unde din lipsă de capital sau din lipsă de resurse conduc spre o mai bună utilizare a acestora, iar defectele ce apar la produsele fabricate fiind date mai degrabă de lipsa de tehnologie decât de o planificare cu bună știință a produselor spre a eșua pentru a fi înlocuite cât mai curând. Cel mai bun exemplu în acest caz îl reprezintă economiile controlate de stat, fie parțial cum se întâmplă în cazul unui război, atunci când statul intervine pentru a eficientiza producția și consumul de resurse, fie total cum este în cazul comunismului, în care statul preia și direcționează funcția economică. În mod absolut evident, nu avem cum alege un sistem de economie în care statul guvernează, căci astfel scade inovația. Dar asta nu înseamnă că trebuie să îmbrățișăm modelul capitalismului turbat de tip american. Modelul util, din punctul meu de vedere, aplicabil societăților est-europene, precum și România, este unul de economie liberă în care proprietatea privată este baza fundamentală a acelei societăți și unde puterea statului, dar și a corporațiilor, sunt limitate de către proprietarii deținători de afaceri locale care cooperează între ei, astfel minimalizându-se lobby-ul dintre stat și corporații. Am făcut un material ceva mai explicativ cu privire la această doctrină economică, se numește naționalism economic sau capitalism ortodox, las link în descriere. Spre deosebire de alte tehnici de vânzare, uzura planificată afectează în mod direct și vizibil stabilitatea mediului înconjurător. Lipsa de durabilitate în mod intenționat a produselor face ca acestea să ajungă în scurt timp deșeuri, afectând natura și societatea umană prin poluare cu plumb, mercur, gaze toxice și alte substanțe dăunătoare. De cele mai multe ori, acestea nici măcar nu sunt depozitate sau reciclate în țările în care se realizează consumul produselor. Spre exemplu, America exportă 80% din deșeurile provenite de pe teritoriul său, mutând problema către țările mai sărace, Italia făcând același lucru în România, iar în ultimii ani și Belgia, Olanda, Germania, Marea Britanie și mai recent și Japonia, toate își aduc gunoaiele la noi în țară. Un alt aspect, mai puțin dezbătut, dar la fel de important, pe care îl generează uzura planificată, este cel al orelor de muncă irosite pentru a crea produse deficitare. Aceste ore pierdute doar pentru urmărirea profitului nu aduc cu sine niciun avantaj, căci denaturează efortul muncii de la alte activități mai utile și benefice, precum educația sau sănătatea. Capitaliștii turbați argumentează în favoarea uzurii planificate că, vezi Doamne, susține economia prin oferirea de locuri de muncă și generarea de plus valoare, ceea ce nu este doar absurd, dar și aberant, căci profitul nici măcar nu se întoarce către angajați decât într-o mică măsură, cea mai mare parte din acesta luând calea patronatului și a acționarilor. Adică, pe scurt, face corporația mare să fie încă și mai mare. În perioada aceasta, Edward Bernays, un evreu din Viena stabilit în America, a introdus psihologia în principiile de marketing. Așa cum am exemplificat deja, reclamele deja începeau să nu mai fie construite în jurul specificațiilor care fac diferență față de concurență, dar de acum aportul adus de către Bernays a schimbat cu totul realitatea comercială. Dacă până atunci oamenii cumpărau un anumit produs în defavoarea altuia, era în mare
departe din cauza diferențelor specifice ale aceluia. De exemplu, brânza, care folosea un anumit soi de lapte sau că era mai proaspăt și tot așa. E bine, după ce Bernish a publicat lucrările, oamenii au fost reeducați să cumpere un produs nu pentru că este diferit, ci strict pe baze emoționale. Bernish scrie în lucrările sale că oamenii sunt ființe neraționale mai des decât vor ei să creadă. Din acest motiv, dacă vrei să le vinzi ceva, trebuie să apelezi la partea emoțională a ecuației, la sentimentele și trăirile lor, la minusuri și la nesiguranță. Spre exemplu, în perioada aceea, femeile nu obișnuiau să fumeze, iar pentru că Bernish era convins că femeile nu fumau din cauza unor probleme culturale sau emoționale, a transformat experiența fumatului într-una pozitivă. Iar procesul nici măcar nu a fost foarte complicat. În cadrul celei mai mari parade anuale din New York, de Paști, Edward Bernish a regizat un moment în care un număr mare de femei prezente la paradă să-și aprindă țigări toate în același timp. Fotografii erau pe poziție pentru a imortaliza momentul în cea mai atrăgătoare manieră, în timp ce reporterii au fost convinși de Bernish că nu și-aprindeau țigări, ci torțe de libertate. Astfel, femeile manifestându-și independența și îmbrățișau un nou val de autonomie în fața bărbatului. Realitatea conta mai puțin. Important e că în interval de câteva săptămâni sau de câteva luni, țigările și actul de a fuma au devenit sinonime cu libertatea și puterea pentru femei. Țigările s-au vândut evident ca pâinea caldă, iar femeile au devenit vulnerabile la același bol de plămâni precum bărbații. Pe parcursul aproximativ a 3 decenii, Bernish s-a inventat domeniul relațiilor publice, adică PR-ul. El a început să folosească la scară largă plata vedetelor pentru a-i utiliza produsele pe care le vindea. Și tot el a plătit articole în ziar care încețoșează linia dintre reclamă și știre. Dânsul a constituit evenimente la scară largă pentru promovarea produselor clienților săi, unele dintre ele într-o manieră cât se poate de ostentativă și sexuală, și a introdus în mentalul colectiv ideea că orice publicitate este publicitate pozitivă. Când ai strecurat în subconștient referința la un produs sau un serviciu, indiferent cum o faci, ai câștigat, spune Bernish. Practic vorbim de aceleași practici care sunt astăzi utilizate pe deplin, de la influencer până la marketing de gerilă sau companii ostentative de care te lovești pe stradă, la știri, în muzică sau în filme. Edward Bernish era, desigur, nepotul lui Sigmund Freud, dar spre deosebire de Freud, care a teoretizat mecanismele creierului uman, Bernish a și aplicat aceste teorii la scară largă. Psihanaliza, teoria mulțimilor, instinctul de turmă, toate de acum au fost exploatate de către sistemul capitalist american și odată cu acesta exportate în întreaga lume. Nu contează ce îți lipsește, ci ceea ce te face nefericit. Pornind de la scrierile lui Freud, Bernish a pus în practică câteva principii de bază legate de filozofia umană. Dacă te ancorezi în nesiguranța oamenilor, în nevoile lor de apartenență la grup și în ceea ce îi întristează, le poți vinde practic absolut orice. Practic, în urmă cu aproape un secol, a creat noua realitate a reclamelor, a marketingului prăpăstios care ne înconjoară astăzi la ora actuală și de care nu mai putem să scăpăm. Din acel moment, reclamele nu au mai fost constituite în jurul produsului, ci exclusiv în jurul potențialei experiențe pe care o oferă și a sentimentelor pe care le stârnesc în sufletul tău. Haideți să vă arăt campania publicitară folosită de Apple în perioada 1997-2002, Think Different, ca să înțelegeți mai bine mecanismele psihologice introduse de Bernish în lumea economiei. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Spuneți-mi și mie, ați văzut vreun produs Apple în aceste imagini? Eu nu, dar în schimb vi s-a transmis un mesaj exclusiv emoțional și empatic pe un fundal melodramatic și melancolic. Din cauza acestor forme de marketing asociezi astăzi camioneta cu bărbați puternici, machiajul scump cu femei care se respectă și berea cu petrecerile la grătar pe malul mării și tot așa. Este într-o mare măsură o exploatare a nesiguranței. Cum altfel ai putea să vinzi poșete de mii de euro, parfumuri de câteva sute de euro sau rimeruri extravagante dacă nu le-ai strecurat prin
printr-o sută de pagini de femei modificate în Photoshop, care și în forma lor naturală ilustrează în mod autentic doar 0,1% din populație. Majoritatea companiilor moderne de publicitate sunt constituite în jurul faptului că ești nesigur pe ceva care ține de personalitatea ta sau de aspectul tău fizic. Scot la iveală acea problemă, o amplifică, iar în final îți oferă soluția salvatoare. Deși ești cu o sumă generoasă de bani mai sărac, cineva te convinge nu doar că ai luat decizia cea mai bună din viața ta, dar și că faci parte dintr-un grup exclusivist, că ești mai deștept, mai frumos și, în mod paradoxal, mai bogat. La ora actuală, atât de multă informație din jurul tău este de fapt reclamă sau efort de marketing, încât tinde să fie din ce în ce mai dificil să faci diferența. Și pe măsură ce oamenii din jurul tău ajung să fie din ce în ce mai triști, devin predispuși să cumpere mai multe lucruri, trăind cu iluzia că reușesc să compenseze astfel nefericirea, iar acest efect amplificând în fapt nefericirea. Este de fapt un cerc vicios. Cumperi pentru că ești nefericit, crezând că asta te va face mai fericit, constați în subconștient că nu asta îți rezolvă nefericirea, iar nefericirea de fapt se amplifică, iar tu cumperi iar și tot așa și tot așa. Cu alte cuvinte, ne aflăm într-o societate înfrumusețată artificial care deformează minți vulnerabile prin crearea unor așteptări nerealiste de la viață. În același fel în care o reclamă la bere îți poate crea așteptări exagerate vis-a-vis de următorul tău grătar, tot astfel un film îți creează așteptări nerealiste despre prima sau următoarea ta relație. Acestea toate sunt forme de marketing care apelează la coarda ta sensibilă și au mari șanse să te frustreze, să te întristeze, dar și mai mult decât atât să te facă să ai o părere proastă despre tine. Iar omul frustrat, nefericit și cu stimă de sine scăzută este consumatorul perfect. Aici intră în ecuație minusurile capitalismului și ale democrației, deoarece ți se oferă o diversitate foarte mare de produse și servicii și în același timp îți ascunde faptul că societatea supraviețuiește din punct de vedere economic datorită modului în care îți exploatează viciile, lipsa de încredere în tine, vulnerabilitățile și sensibilitățile psihice. Ceea ce ei numesc capitalism și democrație, în fapt alimentează o cultură a comparațiilor între membrii societății și în același timp te face să te simți inferior. Cu cât te simți mai inferior pentru că nu ai cel mai nou telefon, tabletă, mașină, parfum sau poșetă sau, mă rog, orice, cu atât ești mai ușor de exploatat financiar și ești clientul perfect. Sentimentul de inferioritate este problema, iar achiziția este soluția care îți este oferită. Iar atunci când nu mai există probleme, stai liniștit că acestea sunt create artificial și exploatate imediat de către marile corporații care, în fapt, dețin din ce în ce mai mult tot. Deși în perioada 1960-2000, în țările avansate economic ale Europei, productivitatea s-a triplat, iar averea a crescut de 4 ori, totuși cea mai mare parte a acestea a rămas controlată de un număr de oameni ce însumează sub 2% din populație. Tu câștigi, într-adevăr, mai mulți bani decât câștigai acum 10, 20, 50 de ani. Dar și taxele îți sunt mai mari, produsele și proprietatea mai scumpe, iar inflația mult mai mare. Pe lângă faptul că ai credite, iar cel mai probabil casa nici măcar nu îți aparține, ci plătești rată la bancă pe 30 de ani. Această creștere economică, văzută din acest punct de vedere, nu mai pare chiar o creștere reală, ci mai degrabă o economie pe credit în care majoritatea populației este îndatorată. Ba mai mult, acest proces de transfer al averii de la marea masă a populației către doar câteva corporații și bănci se accelerează în mod drastic. Pentru a contracara risipa cauzată de ideologia consumeristă, se poate lua în calcul decizia cumpărătorilor care pot alege să nu mai cadă în capcana întinsă de corporațiile care vin periodic cu produse ce diferă foarte puțin ca utilitate sau stil. Dar aici pârghiile psihologice sunt bine înrădăcinate, iar cel mai probabil oamenii nu vor renunța la acest obicei. Totuși, o legislație mai dură ar putea obliga corporațiile să ofere produse care să reziste mai mult timp. Dar având în vedere avansul nestăvilit al acapărării puterii de către corporații și implicit al lobby-ului dintre corporații și stat, nici acest lucru nu îl văd posibil prea curând. Astăzi, dacă faci un scroll rapid pe Facebook sau pe Instagram, în mod constant îți sunt servite reclame, mai mult sau mai puțin evidente. Tot ceea ce știi internetul despre tine este folosit împotriva ta pentru a-ți vinde ceva. Iar știința din spate, așa cum am arătat în cele de mai sus, este înfiorătoare. Mulți adolescenți acum visează să fie influenceri, iar acest termen omniprezent astăzi se traduce prin persoană care influențează, deci schimbă opinii. În 9 din 10 cazuri, acea opinie nu este nici de cum despre valori morale, ci despre ceea ce mănânci, cu ce creme să te dai sau ce telefon să-ți cumperi. Nici măcar nu contează personalitățile pe care le urmărești în mediul online. Toate îți vând ceva, iar de cele mai multe ori nici măcar nu-ți dai seama. Astăzi nu mai cumperi o cremă pentru că este cea mai bună sau pentru că este cea mai nouă, ci pentru că este cea mai bună pentru tine. Iar solista ta preferată a lăudat-o pe Instagram. Acel pentru tine, de fapt, vine ca o exploatare a nesiguranței tale și a lipsei de încredere exploatată prin reclame personalizate. Două telefoane diferite în aceeași casă, la un metru distanță, afișează reclame diferite în funcție de utilizatorul din spatele lor și de obiceiurile online ale acestuia. Caută o reclamă de acne pe Google, iar pentru o perioadă de timp doar asta vei vedea pe toate site-urile pe care le accesezi. Înscrie-te într-un grup pe Facebook de pasionați de whisky, de exemplu, iar fluxul informațional îți va fi încărcat de propuneri pentru pasionați.
pasiunea ta. Nimeni nu mai vinde produse, ci experiențe, senzații și sentimente. Oricare dintre noi are acum libertatea de a alege un produs dintr-o varietate extremă, iar giganții investesc mai mult în cercetări psihologice și studii de piață decât în publicitatea propriu-zisă. Mai mult decât atât, cu cât opțiunile sunt mai multe și ai din ce alege, cu atât probabilitatea să fii mai trist crește. Fenomenul este foarte bine detaliat de către Barry Schwartz în cartea sa, Paradoxul alegerii. Este ca în relații, de fapt, unde accesibilitatea foarte mare de parteneri produce, în fapt, o apatie emoțională. Vânătoarea de experiențe care să te împlinească și să te fac mai fericit în mod regretabil tinde să te lase mai trist, mai distrat, mai lipsit de concentrare și cu un grad redus de angajament în alte aspecte ale existenței tale. Seneca a murit în anul 65, era noastră, la Roma. Cu toate acestea, încă de acum 2000 de ani a concluzionat perfect realitatea actuală a consumerismului, căci acesta spunea, și citez, sărac nu este cel care are prea puțin, ci cel care își dorește mai mult. Și aici trebuie evidențiată, evident, obsesia constantă pentru mai mult sau asocierea intrisecă dintre mai mult și mai bun. În acest material eu am prezentat istoria apariției acestui fenomen al consumului exagerat și am prezentat pârghiile psihologice prin care acesta operează, cât și efectele sale. Dar nu am prezentat nicio soluție, căci nu am și nici măcar nu cred că acesta mai poate fi oprit. Am observat în ultima perioadă că YouTube îmi bagă reclame la videoclipurile pe care le am, cu toate că eu am oprit reclamele de la YouTube și nu vreau să mă asociez cu reclamele sau cu produsele pe care YouTube le promovează la mine pe canal. Totuși, nu știu exact cum aș putea opri reclamele, având în vedere că acestea sunt generate automat și în mod intruziv de către YouTube. Mulțumesc celor care susțin acest canal, fraților și surorilor care mă ajută și care mi-au rămas alături, indiferent de câte etichete mi se aduc de către alți YouTuberi. Vă urez toate cele bune, Doamne ajută, să aveți liniște și pace, să ne auzim cu bine, trăiască nația! Corporațiile fac și eu cu regulile, tot ele fabrică și îți dau fără număr ca mașinile din fabrică. Lumea e preocupată, nu e preocupată să vadă grilajul și problemele se înmulțesc ca mega imajul. Nebun după consum, mulți au luat-o razna, înnebuniți de ce li se arată în jur, își sabotează gazda și nu apreciază valorile, țara, pământul, natura. Contează doar soarele, mâncarea, internetul, factura. E promovată în exces de media, ideea de exces imediat, să ai cât mai mult din mai multe, doar așa îți poți remedia situația anumită viață, în care cei că ai nimerit în greșeală și vor să și crezi că te-ai născut degeaba și viața însă și o greșeală. Acestea fiind spuse, încep să-ți prezinte prin imagini potrivite și cuvinte bine gândite că nu contează cine ce simte, contează doar ceea ce cumpără și mai ales pe cine vinde. Și-ți repetă de zori din zori până-l crezi ca adevăr, până te vii tripat pe material ca un croitor, până te trezești în fața magazinului de voie de nevoie, că ai intrat pentru un lucru și ai ieșit cu sești de care nu aveai nevoie. Scopuri ascunse, fac legi sociale la vedere, judecat după sloganul consum nu există, la revedere. Și te privește și pe tine să ai în vedere că lumea e oarbă, dar asta ne fac din multe puncte de vedere. Scopuri ascunse, fac legi sociale la vedere, judecat după sloganul consum nu există, la revedere. Și te privește și pe tine să ai în vedere că lumea e oarbă, dar asta ne fac din multe puncte de vedere. Până auzi, cumpără tot. Cumpără tot. Cumpără tot. Cumpără tot. Totul-i produs pentru tine, pentru un pic de mai bine. Mesaje subtile trasează destine, în mulțime banul vorbește, întreține vise meschine, ne mănâncă din zile pierduți de tine, orbește. Cumpărăm tot. Acasă la bloc vrei confort sporit, un cyborg prins între laptop, iPhone, iPad, iPod, mă rog, cumpără tot. Balastul tehnologic ce-ți alterează conștiința și-ți fute grav raționamentul logic. Ce impresie falsă, te identifici cu ce ai în posesie, și dacă pierzi o ferie, intri brusc în depresie. Mă gândesc că omul e doar ca o trestie, ce plânge în sine ei, dar omul ăsta mai degrabă este ca o bestie. Maltratează femeia violent, o bate ca un dement, apoi o tratează pervers cu iod și pansament. Dar rănile deschise nu trec cu tinturi, când urci din pâinea lui Dumnezeu și în urmă lași doar firimituri. Te întrebi cum să urci treptele în lumea asta strâmbă, când istoria se repetă, că maimuțele uită prea repede și nu vindecăm cauzele, tratăm efectele, de-aia rămânem bonlave aproape în toate aspectele. Dar tu cumpără tot. Cumpără tot. Cumpără și sănătatea, oricum ești mort. Acum punem cumpână banul, nu cumpără tot. Dacă nu consum, nu exist, nu? No?
Dar știi cum e treaba? Dacă nu consumi, nu reziști. Și dacă nu produci, nu existi. Scopuri ascunse, fac lei sociale la vedere. Judecat după sloganul consum, nu existi, la revedere. Și te privește și pe tine să ai în vedere că lumea e oarbă, de asta ne fac din multe puncte de vedere. Scopuri ascunse, fac lei sociale la vedere. Judecat după sloganul consum, nu existi, la revedere. Și te privește și pe tine să ai în vedere că lumea e oarbă, de asta ne fac din multe puncte de vedere. Parcă nu trebuia să fie așa. Parcă aveam scopuri, planuri. Sau așa ceva.